Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. În studioul nostru este Alexandru Iștoc, avocat în Baroul Neamț, și am reluat seria emisiunilor juridice. Avem pentru astăzi patru puncte de discutat. O să vedem în ce măsură ne ajunge timpul, ce nu ne ajunge. O să lăsăm pe emisiunea următoare, pentru că din 2019 formatul este de doar 24 de minute în loc de 48, cum era până acum. Decizie, contestație decizie de pensionare. Un telespectator de-a nostru este nemulțumit de decizia de pensionare și ar vrea să conteste, pentru că o cunoștință de-a lui, fost coleg de serviciu, la același stadiu de cotizare, aceeași vechime, aceeași salariu, are pensie mai bună decât dumnealui. Are și un calcul mai... Da. Mai bun. Probabil un punctaj mai bun decât ce e și dumneavoastră, și ar vrea să conteste. E suficient motivul? Poate fi un motiv, nu știu, acum nu mă pot pronunța asupra temeinicii motivului, dar asta urmează a fi analizat. Ce vreau să îi răspund celui care ne-a întrebat este în felul următor. Când primește decizia, are termen de 30 de zile să o conteste la Casa Județeană de Pensii, Casa Teritorială de Pensii, de unde a primit acea decizie. Trebuie să precizăm faptul că anterior a depus un dosar de pensionare, adică este clar că acest calcul al pensiei s-a făcut în urma unui dosar la care el a atașat carte de muncă, dacă o avea sau nu, pentru că, așa cum știți, mai nou este în format electronic, adeverințele de la locurile de muncă unde a fost, cu stagiu militar, cu facultate, etc. A adunat aceste înscrisuri, le-a depus într-un dosar, a depus la Casa Județeană de Pensii și a primit un răspuns. Din acel moment în care a primit răspuns, are termen de 30 de zile să conteste această decizie. Temeiul legal se află în articolul 149, dacă nu mă înșel, din legea pensiilor 263/2010. Din acel moment curge termenul de 30 de zile. Știți foarte bine și am discutat de foarte multe ori, prima și ultima zi nu se calculează pentru a fi în termen. Nu este, și sfatul meu, să nu se lase pe ultima zi. Acolo va trebui să scrie subsemnatul, cum se numește, în legătură cu decizia. Și are un număr. Decizia numărul 7524 per din ce dată a primit-o el, referitoare la un dosar. Probabil că atunci când s-a înregistrat dosarul, i-a dat și un număr de înregistrare ca să poată fi găsit mai ușor. Contest decizia sub următoarele motive și spune motivele pe care le are. Având în vedere că acolo el când primește decizia, îi se face stadiul de cotizare, minim, maxim, dacă este pentru limite de vârstă, pentru în funcție de cum au considerat cei de la casa. Cu penalizări eventual, pentru că dacă iese la pensie înainte de termen, există o penalizare. Se vor pune toate motivele acolo și el va trebui să dezvolte pe această contestație care este nemulțumirea lui. Faptul că este o altă persoană, așa cum mi-ați spus, cu aceeași vârstă, aceeași pregătire, același stadiu de cotizare care a făcut, i-a ieșit un calcul mai mare, ar putea reprezenta un motiv. Acum, cu siguranță fiecare persoană este unică. Exact asta vroiam să spun, pentru că sunt diferite adeverințe pe care ele au mai depus și probabil persoana în care v-a întrebat nu a depus toate adeverințele și tocmai de aceea, dacă nu a fost depusă, nu a avut cum să fie luată în calcul. De aceea este bine de vorbit cu persoana care i-a comunicat că a ieșit o pensie mai mare, să vadă exact ce stadiu de cotizare a avut. Poate a fost, nu știu, o lună mai mult sau, nu știu, a făcut în altă parte și a avut o grupă de muncă care i s-a luat în calcul, iar telespectatorului care v-a întrebat nu i s-a luat în calcul. Depinde și câți copii a avut, e vorba de acele deduceri. Sunt într-adevăr motivele pe care el trebuie să le dezvolte. Da. Trimite această contestație la Comisia de Contestații, va fi soluționată în termen de 45 de zile maxim, va primi un răspuns. Din momentul în care primește al doilea răspuns, foarte important, are 30 de zile să atace în contencios la tribunalul, să spunem, Neamț, dacă este din zona Romanului. Urmând a se face un proces pe fond, el va da în judecată casa de pensii care a emis o a doua decizie, practic, sau poate rămâne aceeași, dar el va contesta acel act pe care l-a făcut Casa Județeană de Pensii. El va avea calitate procesuală activă, faptul că este reclamant și va da în judecată Casa Județeană, contestând practic decizia. Va merge în fața judecătorului și va spune: eu consider că am dreptate pe baza motivelor A, B, C, D. Și vine și face un probatoriu. De cel mai multe ori, ca să fiu sincer,
nu sunt foarte multe probe de administrat decât acele înscrisuri, pentru că nu poate să vină cineva un martor să spună da, l-am văzut pe Vasilică când a lucrat în construcții la Constanța. Adică proba cu martor nu prea și nicio expertiză. Dar înscrisurile luate în calcul și evident... Adeverințe de salariat. Și, da, și, și întâmpinarea, pe care, da. Întâmpinarea pe care o va face Casa de Pensii vor fi puse cap la cap și judecătorii vor considera, dacă vor considera, îi vor da dreptate. Adică deja sunt două variante pentru cei care sunt în aflarea, în căutarea unui răspuns cu privire la contestarea acestor decizii, au două variante prin care pot solicita o recalculare. Da? Una o face la Comisia de Contestații, atunci când contestă prima dată decizia de pensionare. În termenul de 30 de zile de la foarte primirea deciziei, da? Și ulterior la instanța de judecată, împotriva actului care a fost emis de către această comisie, îi fac o hotărâre, dacă nu mă înșel, așa cum vă spuneam, în maxim 45 de zile. Dacă nu se întâmplă nimic, ei pot contesta după ce trec cele 45 de zile la instanța de judecată. Dar din ce practică cunosc, nu s-a întâmplat să nu se răspundă. Adică oricum răspunsul vine cam în maxim 30 de zile. Cred că am răspuns. Nu cunosc într-adevăr motivele pe care le pot invoca, pentru că sunt foarte multe și așa cum spuneați, depinde de la persoană la persoană și fiecare dosar de pensionare nu se aseamănă cu un alt. Chiar dacă sunt colegi de muncă, așa cum spuneați, faptul că a stat un concediu de creștere copil și a avut un venit mai mic atunci, se calculează de către referenții de la Casa de Pensii, urmând ca aceștia să emită decizia. Avem o telespectatoare care este mama unui copil acuzat de furt. Ar vrea să achite prejudiciu sau să se împace cu victima. Bun. Și nu știe cum să procedeze, pentru că probabil ar însemna că e... Adică ar recunoaște... Da. E un pic sensibilă situația. Se întâmplă chestiunea asta, însă eu trebuie să vă spun că nu prea poate face mama, pentru că nu are calitate procesuală. Noi discutăm aici de ceva timp și știți foarte bine, cred că deja ați învățat și cei care ne urmăresc, calitate procesuală activă și pasivă, adică în civil. Și în penal trebuie să fie subiect activ și subiect pasiv. Dacă nu am calitate într-un dosar, nu pot interveni. Nu pot răspunde pentru copilul meu. Dacă el este minor, atunci da. Asta vreau să zic. Depinde ce înseamnă copil, că sunt copii de la 18 la 60 de ani. Nu vor merge cu părinți pentru că da, copil nu au calitate. Copil sub 18 ani, sub 18 ani pentru că nu se poate reprezenta în instanță. Nu, să nu confundăm cu discernământul care intervine la 12 ani. Bun. Și acela poate fi viciat sub diferite forme și este sunt praguri la vârstă și se spune că discernământul este redus sau total sau în fine. Da, trebuie să aibă calitatea persoana care face acest lucru sau să aibă inițiativa, să vină inițiativa din partea subiectului procesual. Discutăm acum despre un inculpat, da? Să presupunem că ne aflăm în timpul în timpul procesului sau chiar și în timpul urmăririi penale, pentru că chiar dacă nu s-a ajuns dosarul la instanță sau la procuror, dar este în cursul urmăririi penale la poliție, poate interveni împăcarea părților. Acum sunt câteva infracțiuni, nu o să le iau pe toate pentru că sunt destul de multe, în care poate interveni împăcarea părților și alte infracțiuni la care se poate retrage plângerea. Ca să fiu mai scurt și ca să înțelegem, îmi retrag plângerea atunci când am făcut o plângere. Dacă sesizarea infracțiunii a avut loc ca urmare a unei plângeri pe care eu am făcut-o, am sunat la 112 și am găsit magazinul spart. A venit echipajul, s-a făcut la sesizarea mea. Că am făcut-o oral, după care m-au invitat polițiștii la sediul de poliție și am făcut-o în scris, eu am făcut o plângere penală. Evident că va conține toate cele forme pe care le știm, nume, prenume, cum s-a întâmplat, unde pot fi căutat și dacă este un furt, așa cum spuneam mai înainte, prejudiciul pe care, cu care eu înțeleg să mă constitui parte civilă. Da? Adică o sumă de bani care... Consider eu că am fost prejudiciat din exact, respectiva... Exact, și pe care o am, vreau să o recuperez de la inculpat, de la inculpați, dacă sunt mai mulți, în vederea, nu știu, să-mi recuperez prejudiciul, să fiu pus în situația anterioară. Împăcarea părților poate interveni, adică cealaltă variantă prin care procesul penal poate înceta, atunci când este o infracțiune sesizată din oficiu. Sunt cazuri când, evident, nu o să mă pot împăca dacă mă prinde conducând cu alcool și vreau să mă împac cu, nu știu, poliția. Cu poliția, da. Nu, dar atunci unde avem subiect activ și subiect pasiv, să fie două părți în proces.
Așa cum vă spuneam, este foarte important ca acest subiect activ să-și manifeste interesul și, totodată, și subiectul pasiv, reprezentantul firmei de la care s-a spart magazinul, să spunem, să fie de acord. Că degeaba manifest eu în calitate de inculpat și dorința de a mă împăca, dacă el spune că nu este de acord. Pentru că avem două laturi aici. O latură civilă, în care eu trebuie să-mi recuperez banii, eu în calitate de reprezentant al magazinului, dar și statul trebuie să aplice o pedeapsă. Pentru că este o faptă antisocială. Exact, și trebuie să fie un caracter punitiv pentru a-l corecta și a-l corija pe inculpat, pentru a nu se mai întâmpla o altă asemenea faptă. Dacă intervine retragerea plângerii, nu mai există răspundere împotriva inculpatului. Și la împăcare. Tocmai de aceea aceste lucruri sunt gândite și sunt date pe un termen lung în speță judecătorul. Dacă se ajunge în fază de judecată, judecătorul va da un termen. Ok, vă dau un termen ca să vă puteți împăca, să evaluați exact ce înseamnă o împăcare. Se întâmplă și este o posibilitate, spun eu, bună pentru acele persoane care sunt la prima abatere, care nu au mai avut abateri de ordin infracțional. Sunt persoane care probabil le pare rău și pentru sume mici. Că dacă, spre exemplu, cum am spus eu mai înainte, am spart un magazin și am furat de acolo produse de o valoare foarte mare, mă îndoiesc și pe lângă faptul că am spart magazinul, am distrus și ușa, am deteriorat, nu știu, niște corpuri de iluminat. Alta ar fi situația în care, să spunem, am greșit, am derapat pe șosea și am intrat în magazinul respectiv. Absolut, deci bun. Deci e altă, cu tot o altă situație. Cu tot o altă situație. Deși pentru... și acolo e o greșeală și acolo ar trebui, să spunem, o pedeapsă, nu? Da, dar acolo răspunde asigurătorul, dacă sunt cu mașina și am asigurare și noi eram sub influența... Dar pot să o plătesc și să nu existe. Adică pot să-i pun omului vitrina, pot să... Da, există această posibilitate. Bun, și atunci care mai fi rolul erceaului, că tocmai de aceea plătim asigurare. Că sunt... Da, nu, ca idee, am zis ca și, nu știu, un exemplu de... să avem de comparat. Că e d'accord. Una să spargi vitrina cu intenție și alta să se întâmple... Nu din știu, culpă. Să luneci pe trotuar, da. Îți sare poșeta unde Absolut. Ai trei borcane și ai spart omului geamul. Bă, deci, știți nu, cum e? Ca și termen de comparație. Nu avem intenție și culpă. Da. Adică dacă am făcut-o din culpă și acel proprietar al magazinului, așa cum ați spus dumneavoastră în exemplu, mă va da în judecată, eu sunt în culpă, adică nu am făcut-o cu intenție. S-ar putea să fiu declarat nevinovat. Pentru că asta înseamnă, dacă n-am făcut-o cu intenție, s-ar putea ajunge acolo. În funcție de anumite circunstanțe ale faptei, așa cum ați prezentat, eram pe carosabil, aveam o viteză regulamentară și am alunecat, am derapat cu mașina. Nu este vina mea. Evident că vor fi făcute niște expertize pentru a se vedea exact dacă am avut... Zis, pur și simplu ca exemplu, să avem un termen de comparație. Adică e una să faci cu rea intenție și să-i furi de acolo, poate omul să nu vrea. Da. Să te ierte și să vrea să recupereze, adică să recupereze. Îl va recupera în instanță, dar să nu vrea să-și repare toate alea ca să poți să plătești tot, nu? Dacă ai spart cu știți cum e, de cele mai multe ori, în practică, persoanele vătămate acceptă aceste împăcări sau retrageri dacă își recuperează prejudiciul. Spun, domnule, nu vreau să mai vin, să mai fiu chemat, eu sunt într-un sat de lângă Roman, durează foarte mult până mă deplasez, până ajung, etc. Cred că ar fi mai bine, ok, mă împac, iau suma de bani respectivă și rămâne așa. Așa cum vă spuneam, sunt sume mici. 7 milioane, 10 milioane, 20, 50, în funcție de cât a fost prejudiciată persoana vătămată. Dacă sunt sume mari, mă îndoiesc că inculpatul va putea plăti și, se va putea împăca cu o persoană vătămată. Așa că sunt circumstanțe pe care judecătorul sau procurorul sau polițistul, în funcție de situația dosarului, le va avea în vedere. Că degeaba vine inculpatul și spune, ok, am furat, nu știu, bijuterii dintr-o casă de amanet în valoare de 10.000 de euro. Vreau să mă împac. Și el n-are după ce bea apă. Adică sunt... evaluate aceste prejudicii și se uită și la persoana inculpatului. Tocmai de aceea nu se va da așa un termen de judecată dacă persoana într-adevăr nu are posibilități materiale. Lucrurile sunt, așa cum vă spuneam, destul de simple. Avem retragere și împăcare. Ele operează și au, să spunem așa, cam același rezultat, faptul că nu mai răspunde penal persoana respectivă.
trebuie făcute cu acordul ambelor părți. La împăcare trebuie să fie prezent și inculpatul, pentru că am avut foarte multe cazuri cu persoane care au comis, dau un exemplu, cu furturile și erau plecați în sănătate. Și spunea persoana vătămată, ok, nu mai am pretenții de la el, dar vreau să mă împac. Păi trebuie să mă împac cu cineva, nu pot să mă împac singur. Tocmai de aceea trebuie să fie și persoana inculpatului să fie prezent acolo. La retragere nu trebuie să fie prezentă, pentru că eu îmi retrag. Plângerea. Da. Și acolo s-ar putea achita prejudiciul de, ca să plecăm de la începutul întrebării, de către reprezentantul inculpatului, în speță un membru al familiei. Dar chiar dacă nu este minor, poate să vină soția, poate să vină mama, poate să vină o altă rudă, să achite prejudiciul creat în cauză și cu care s-a constituit persoana vătămată, pentru că nu apreciem noi prejudiciul după bunul nostru plac. Am spart un geam și consider că acel geam de termopan este 500 de lei. Nu, pentru că... El poate să fie 750 sau 3000. Poate să fie 750 sau 3000, într-adevăr, dar poate ca persoana vătămată să se constituie parte civilă și cu altă sumă reprezentând daune morale. Păi eu m-am dus, am chemat firma de la tâmplărie de termopan, mi-au montat înapoi geamul, dar faptul că i-am sunat, m-am luat o zi de la muncă, m-am învoit, plângea copilul, n-am putut să stau, nu știu, cu... Am închis magazinul, n-am putut să-l țin deschis, am pierdut vânzarea niște clienți, din acea zi. Absolut, eu mă constitui parte civilă și cu suma de X lei reprezentând daune morale. Bun, știi, în practică nu prea se întâmplă. Adică daunele morale intervin atunci când este vorba de un accident, de o faptă de lovire, violențe împotriva unui om. Atunci când sunt prejudicii de ordin material dovedite, cum este un furt, doar suma care este reprezentată de acea distrugere. Mi-am reparat ușa, mi-am pus geamul și 3 pachete de țigări, cât au fost contravaloarea lor, le vreau înapoi, nu mă mai interesează altceva. Eu aș mai avea aici o întrebare, deși e, să spunem, venită dintr-o altă întâmplare. De exemplu, nouă ne-au spart mașina și ne-am constituit parte civilă cu 500 de lei daune materiale. Dacă a trebuit să punem geamul, da. Mă rog, acel casetofon nici n-a mai fost recuperat. Ba da, l-am recuperat, dar nu mai era bun de... Am înțeles. Deci nu mai era folosit, de folosit. Era stricat. Utilizabil. Da, da, utilizabil, așa. Nu găseam termenul acum. Bun. Și deși s-a întâmplat acum, nu știu, vreo 7-8 ani, noi n-am mai auzit nimic de acei 500 de lei cu care ne-am constituit parte civilă. Ce se întâmplă? Bun, ne constituim parte civilă într-un proces cu o anumită sumă, dar cine o plătește? Suma respectivă. Cel care este vinovat. Faptul că v-ați constituit parte civilă cu o sumă, ea oricum trebuia dovedită. Să luăm exemplul pe care l-ați dat. O mașină a fost spartă, am pus un geam, mergem și luăm factura, pentru că absolut toate chestiunile pe care le facem, trebuie să le facem. Trebuia să aduc documente justificative. Uh-huh. Chiar dacă se apropie acea sumă, 500 de lei și un geam pentru o mașină normală ar costa 480. De acord, dar trebuie să dovedim. Am mers frumos la o firmă din Roma, ne-a pus geam, am luat o factură, o depunem la dosar și atunci se va constitui, se va putea dovedi această constituire de parte civilă. Faptul că noi am afirmat, deși bate, ca să folosesc așa un termen, cu suma reală, cu valoarea de circulație a unei piese și a unei manopere, trebuie să și dovedite aceste prejudicii. În exemplu pe care l-am dat anterior, când discutam despre furtul dintr-un magazin, că s-au furat, nu știu, țigări, să presupunem, omul are factură. Are factură de achiziție, da. Și spune, ok, mie mi-au lipsit atâtea. Da, noi n-am pus nimic pentru că era duminică și am optat pentru un geam de la o firmă de dezmembrări, l-am cumpărat, l-am montat chiar singuri. Și acolo, nu, n-am. Bun, s-a făcut în regie proprie, dar totuși, da, atunci când ați achiziționat de la o firmă de dezmembrări și ea trebuia să vă emită o factură. Este o firmă de... Da. Da, corect. Deci n-am depus după probe. Ce s-a stabilit, exact, nu, n-ați propus probe în dovedirea cuantumului și prejudiciului cu am care înțeles, v-ați constituit. Da. Pentru că judecător, polițistul face tot dosarul de urmărire penală, da? Și spune, ok, s-au constituit cu cât? Bun, dar trebuie să dovedit. Dacă nu au dovedit oamenii, rămâne așa. Dosarul a... De nici curs? Nu-mi amintesc să ne fi chemat la proces. Nu, probabil că dacă nu a fost prins făptuitorul, a fost un dosar cu ANE.
A fost prins făptuitorul, ne-am recuperat casetofonul de la poliție, că l-am recunoscut. Înseamnă că atunci au considerat domnii de la poliție că v-ați recuperat pe judiciu și nu vă mai înțelege să vă considerați și cu altă sumă în afară de acel casetofon. Bun, și geamul de la mașină s-a pus singur. Eu mă îndoiesc că dosarul mai este pe rol, dar puteți face o solicitare în acest sens către... Nu, ca idee. Deci pur și simplu eram curioasă că mi-am adus aminte vorbind de prejudiciu și de parte civilă. De-aia atunci dacă ei au considerat că prejudiciul a fost recuperat, nu au mai trecut în faza următoare de judecată. Acolo, deci întotdeauna este foarte important de dovedit acest prejudiciu. Știu că am spus-o la daunele materiale, orice chitanță pe care o avem, de la casetofon, de la orice factură, orice act de achiziție trebuie depus. Chiar dacă este pe o sumă foarte mică. Faptul că v-ați dus până la, nu știu, Vaslui să luați acel geam, drumul până la Vaslui ar trebui să fie plătit. Și vă constituiți inclusiv cu el. Poate pare, nu ciudat, dar un pic greu, dar este necesar pentru ca procurorul să poată dovedi și să vă poată acorda aceste daune. Că și putem... cine le plătește? Cel care este inculpat. De unde are bani? Bun, acum este o altă chestiune. Da, foarte multă lume m-a întrebat ce se întâmplă dacă nu plătesc. Lui se va da o pedeapsă acolo. Să presupunem că, nu știu, câteva luni cu suspendare. Plus obligația de a merge la serviciu de probațiune și respecta niște obligații. Să merg, cum spun oamenii, să meargă să semneze, da? Lună de lună. Pe lângă aceste obligații, spune, ești obligat la plata prejudiciului. Dacă într-un termen de nu plătește prejudiciul cu care dumneavoastră v-ați constitui parte civilă, dar și cheltuielile de judecată, probabil a avut avocat din oficiu, toată poliția, o sumă mai mică decât acea de 500 de lei, îi se va revoca suspendarea. Da? Adică, dacă nu plătește într-un termen de 3, 6, 5, 12 luni... Presupunem că nu plătește, îi se revocă suspendarea, intră în pușcărie. Cine plătește? Vine statul și ne spune, vai, ați cheltuit 500 de lei, poftim, luați din munca restului. Ar fi frumos, dar nu se întâmplă așa ceva. Celălalt cetățeni, nu. Buni platnici, luați... Vă constituiți și mergeți cu dosarul, dacă s-a revocat, va fi evident o soluție dată în care se va spune că nu a plătit și din acest motiv serviciul de probațiune a solicitat revocarea sau chiar dumneavoastră în calitate de parte persoană vătămată și mergeți la un executor și atunci el va executa. Dacă nu are nimic, cum a spus domnul președinte, ghinion. Da. Și mai avem foarte puține minute, vreo 3, în neprezentare la probațiune. Da, l-a semnat așa cum vă spuneam. Aș vrea să merg în străinătate, dar nu pot să merg să semnez. Aici sunt două chestiuni, dacă mergem să muncesc sau în vacanță. Nu, în vacanță aș vrea. Din câte știu, doamnele consilieri de la serviciul de probațiune sunt destul de îngăduitoare, adică dacă avem un motiv întemeiat, nu că mă sustrag cu bună știință, atunci vor putea permite condamnatului, pentru că deja dosarul s-a terminat când a ajuns la serviciu de probațiune, să-i permită să vină o dată la 2 sau la 3 luni. Adică vor fixa un calendar mai permisiv și atunci va trebui să vină. Serviciul de probațiune monitorizează pe toată perioada de încercare, pe toată perioada termenului de încercare, inculpatul și spune dacă și-a găsit un loc de muncă, dacă a mai făcut sau nu o altă faptă, dacă a plătit pe judiciu, dacă se prezintă la serviciu de probațiune pentru a semna, dacă s-a mutat din la serviciu respectiv, dacă s-a mutat într-o altă locație, adică are grijă de el pe această perioadă, îl monitorizează. Sunt cursuri de, nu știu cum să le spun acum, pe care le fac condamnații ca să realizeze că ceea ce au făcut este greșit și să nu mai facă. Așa că dacă nu se prezintă o dată, de două, de trei ori, nu este contactată persoana, consilierul de probațiune, vor face această cerere de revocare a suspendării. Pentru că și atunci pot... Va face cu închisoare cu executare. Pedeapsa pe care a avut-o el și pe care a fost suspendată, pentru că el trebuia să... avea niște obligații pe care trebuia să le îndeplinească. De-aia s-a suspendat. De-aia s-a suspendat. Cu anumite obligații. Cu anumite obligații. Dacă nu le-a făcut, se va da pedeapsa cu deci executare. Deci nu are niciun interes să nu se prezinte la serviciu de probațiune. Sunt persoane care se prezintă lună de lună, văzând doamne consilieri că se prezintă și sunt de bună credință, le vor permite să se prezinte la 2 sau la 3 luni. Dacă au contract de muncă, îl vor putea depune și în mod clar n-am avut cazuri când nu i-a lăsat să se... Adică să lucreze în străinătate? Da, și vine odată la 3 luni ca să semneze. Dar trebuie să dovedească unde dar stau. Dar nu se poate transfera acest serviciu de probațiune în localitatea unde... Din câte știu, nu, pentru că nu toate statele au. Dar în țară s-ar putea. În țară, da. E important și lucrul ăsta. Da, dar știți cum, dacă este la Roman, cu siguranță va veni cel puțin aici, pentru că sunt prieteni, rude, familie, etc. Da. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-a spus. Telespectatorilor le mulțumim pentru atenție și încurajăm să ne scrie office@cnstv.ro.